vecii vecilor. Amin. Amin. Mă rugăm să vă așezați. Slăviți să fie Domnul. E greu de crezut în seara aceasta că eu o să vă pot ajuta cu ceva. Dumneavoastră ați venit cu probleme, cu necazuri, cu eșecuri, cu falimente și eu le am pe ale mele. Singurul care ne poate ajuta în seara asta este Dumnezeu. Amin. Atunci când noi deschidem Sfânta Scriptură, putem găsi în Cuvântul lui Dumnezeu, putem găsi informație, putem găsi cunoștință sau putem găsi viață. Acum nu știu ce vă doriți dumneavoastră în seara asta. Vreți informație, vreți cunoștință sau vreți viață? Acum eu vă pot aduce informație și cunoștință. Dar singurul care poate da viață este Duhul Sfânt. Amin. Deci eu vă rog să stați într-o atmosferă așa de rugăciune în care să-ți cereți liniștiți peste sufletele dumneavoastră viața pe care o poate da numai Duhul lui Dumnezeu. Amin. Există locuri în viață pe care dumneavoastră le puteți evita. Există locuri în viață pe care le puteți ocoli. Dar este un loc unde trebuie să locuiți. Este un loc pe care trebuie să-l traversați și este un loc unde trebuie să ajungeți. Psalmul 84 nu face decât să prezinte câteva locuri pe care le vizităm în seara asta. Dacă ar fi să dau un titlu la predică, se numește Pelerinaj la locurile sfinte. Oricum se dorește lucrul ăsta, așa că eu vă prezint din Psalmul 84 trei locuri sfinte pe care noi le vizităm în seara aceasta și facem un pelerinaj. Dacă vreți să punem și să afișăm și cu Scriptura, dacă mă puteți ajuta la Psalmul 84, da? Haideți să vedem locurile acestea care le vizităm. Versetul 4, ce ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Vreau să vă pun o întrebare. Dacă vă sune cineva să-i dați adresa, să o pună pe GPS, ca să ajungă unde locuiți dumneavoastră, ce adresă îi dați? Îi dați adresa asta? E, trebuie să știți că cei mai mulți dintre noi nu locuim la adresa corectă. Trebuie să ne mutăm anul ăsta. Oamenii fericiți au un loc unde locuiesc. Casa lui Dumnezeu. Așa că dacă nu dați adresa de aici, înseamnă că trebuie să mutați adresa. Da? Pentru oamenii fericiți există un loc unde trebuie să locuiască. Casa lui Dumnezeu. Apoi la versetul 6 este prezentat un loc unde nu locuim permanent, ca în casa lui Dumnezeu, ci este un loc care trebuie să-l străbatem. Locul acesta se numește Valea Plângerii, adică există segmente în viață care storc lacrimi. Există părți din viață dureroase în care nu-L înțelegi pe Dumnezeu. E, trebuie să știți că cei mai mulți oameni sunt îngropați în valea asta. Aici aș pierd credința, aici aș pierd nădejde, aici aș pierd iubirea, speranța, tot. În Valea Plângerii. Ei, dumneavoastră trebuie să știți, locurile astea nu le puteți evita, nu le puteți ocoli. Efectiv, sunt segmente în viață, părți din viață, în care trebuie să străbateți. Încă o dată vă repet, nu locuim aici, dar trebuie să traversăm și să străbatem Valea Plângerii. Deci este un loc unde locuim casa lui Dumnezeu, un loc pe care trebuie să-l traversăm Valea Plângerii și la versetul 7, partea B, deci și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Adică este un loc unde trebuie să ajungem, în Sion. Deci dumneavoastră trebuie să țineți minte predica, e foarte simplă și ușoară. Trei locuri pe care le vizităm. Un loc unde locuim, spuneți dumneavoastră unde? Casa lui Dumnezeu. Un loc pe care trebuie să-l traversăm. Și un loc unde trebuie să ne înfățișăm să ajungem. În Sion, înaintea lui Dumnezeu. Acum începem locurile în ordine inversă, pentru că vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră vreți să ajungeți înaintea lui Dumnezeu? Câți vreți să ajungeți în Sion? Vreți? Păi normal că vreți. E normal că vreți, pentru că Sionul este întruchiparea frumuseții lui Dumnezeu. Este locul de vis pe care dumneavoastră îl căutați aici și nu o să-l găsiți, pentru că locul de vis puteți să vi-l faceți numai într-o localitate unde nu există cimitire. Aveți cimitire aici? Pentru dumneavoastră chiar aveți impresia că vă puteți face un loc de vis lângă cimitir, nu vă taie cheful de viață. Cum să-ți faci un loc de vis, un palat, o casă de vacanță lângă cimitir, lângă casa mortoară? N-ai cum! Deci locul ăsta de vis se numește Sion. Da, este întruchiparea frumuseții lui Dumnezeu sau împărăția lui Dumnezeu sau raiul lui Dumnezeu, dacă vreți. Da? Și e normal că dumneavoastră vreți acolo, pentru că acolo nu există cimitire pentru că nu moare nimeni. Nu există poliție pentru că nu fraudează nimeni. Nu există spitale pentru că nu se mai răcește, nu se mai gripează, nu se mai covidează nimeni. Este efectiv un loc perfect și este pregătit deja. Locul de vis. Și dumneavoastră ați ridicat mâna că vreți să ajungeți acolo și e normal. Dar cu întrebarea a doua este, cum ajungeți dumneavoastră acum? Cum puteți de aici, de la Nepos, direct în cer, în rai, în Sion, înaintea lui Dumnezeu? Cum se ajunge? Cum dumneavoastră, dacă citiți Sfânta Scriptură, o să vedeți că Apostolul Pavel zice că a fost răpit până în al treilea cer.
Și acolo, în al treilea cer, este Sionul, ăsta este raiul, este împărăția lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune că l-a vizitat și nu poate să-l descrie în cuvinte pentru că ar scădea din frumusețea locului. Deci intensitatea frumuseții este așa de mare încât Pavel, când se întoarce din al treilea cer, zice, nu vă pot exprima ce e acolo. Atâta este de frumos Sionul ăsta, raiul lui Dumnezeu. Dar eu vă întreb, dacă ăsta e în al treilea cer, ce este în celelalte două ceruri? Dacă Pavel a fost răpit în al treilea cer și acolo a auzit cuvintele astea care nu le putea descrie, ce este în primul cer, ce este în al doilea cer, ce este în al treilea cer, cum puteți dumneavoastră ajungeți în primul cer, cum puteți ajunge în al doilea cer? Și am înțeles că dumneavoastră nu vreți nici în primul, nici în al doilea. Dumneavoastră vreți în al treilea. Păi cum să ajungem? Primul, în al doilea, în al treilea? Ei, gândiți-vă dumneavoastră când ziua ieșiți afară, spune Scriptura și menționează cuvintele astea, zice, uitați-vă la păsările cerului. Asta este primul cer, văzduhul. Până unde planează legea gravitației și te trage în jos, ăsta este primul cer. Și dumneavoastră când vedeți păsările zburând, să știți că astea se numite păsările cerului. Și ăsta este primul cer. Ei, dacă dumneavoastră vreți să ajungeți în primul cer, nu puteți zbura ca păsările, dar există ceva ce zboară. Se numește avion. Dacă aveți un milion, aproximativ un milion, două milioane, vă cumpărați un bilet la avion și atunci când zburați la 10.000 de metri înălțime, să știți că zburați ca păsările. Sunteți în primul cer. Ați vizitat primul cer cu avion. În al doilea cer, al doilea cer este cosmosul, ceea ce depășește legea gravitației. Da? Și acolo fiți foarte atenți când citiți dumneavoastră din Scriptură, zice, noi nu avem de luptat împotriva cărnii, împotriva sângelui, ci avem de luptat împotriva căpeteniilor, domniilor și stăpânirilor care sunt așezate în locurile cerești. Adică și duhurile rele sunt tot în locurile cerești. Unde? În Sion? Păi n-au fost aruncate jos de acolo. Dar unde sunt? Unde este reședința? De aceea, dacă dumneavoastră citiți cartea Daniel, o să vedeți că rugăciunile au fost împiedicate de niște căpetenii. Și răspunsul a venit un pic mai târziu. A durat câteva zile, pentru că există luptă. Ei, duhurile astea rele se pare că au reședința tot în cer, dar nu în Sion, nu în al treilea cer. Iar cu dumneavoastră mai trebuie să înțelegeți un lucru. În cosmos, în al doilea cer, este așezată toată pânza de sateliți. Deci dumneavoastră când vorbiți la telefon, să știți că vorbiți prin intermediul la al doilea cer. Acolo se învârt sateliții. Da? Toată pânza de sateliți este acolo. Deci nu este de mirare pentru nimeni acum că Antichristul s-ar putea să conducă lumea din cer. Pentru că întotdeauna diavolul a vrut asta. Zice, mă voi sui, voi fi ca Dumnezeu. Mă voi urca deasupra norilor. Și diavolul vrea să conducă lumea tot din cer. Dar nu din Sion. Deci acum există o tehnologie modernă și foarte simplu să conduci lumea din al doilea cer. Dar dacă dumneavoastră vreți și dumneavoastră să ajungeți în al doilea cer, acolo nu se mai poate cu avionul, numai cu racheta. Numai că trebuie să vă vindeți vreo câteva sate și să meargă numai unul. Sunt foarte scumpe biletele la rachetă. Dar sunt niște miliardari care vor să-și facă case pe anumite planete și puteți să zburați cu ei dacă vreți, dar să știți că în al doilea cer e numai cu racheta. Deci în primul cer, păsările cerului, da, zburăm cu avionul, în al doilea cer. Putem cu racheta, dar acolo și reședința duhurilor rele este și pânza de sateliți. Se pare că de-aia vă influențează tehnologia asta modernă în rău. Că e ghidată pe acolo de ceva. Dar dumneavoastră a zicat mâna că nu vreți nici în primul cer cu avionul, nici în al doilea cu racheta. Dumneavoastră a zicat mâna că vreți în al treilea cer. Păi întrebarea este, aveți vreun Mercedes, vreun BMW, vreo mașină, vreun avion, vreo rachetă care să vă ducă în al treilea cer? Cum se ajunge în al treilea cer? Cum ajungeți dumneavoastră în al treilea cer? Ei, acum răspunsul este foarte simplu. De-aia v-am spus că și predica este simplă. Singurul lucru care vă propulsează în al treilea cer, în Sion, în împărăția lui Dumnezeu, se numește credința în Domnul Iisus Hristos. Deci vă rog frumos, nu mai puneți nimic pe lângă credința Domnului Iisus, că faceți un mare păcat. Atacați unicitatea Domnului Iisus și singura jertfă de pe calvar. Deci trebuie să înțelegeți, nu se poate ajunge, dumneavoastră zic amâna toți că vreți în al treilea cer, nu se poate ajunge acolo decât prin credința în Domnul Iisus Hristos. Amin. Și acum trebuie să mai știți un lucru foarte simplu. Credință nu însemnează să faci ceva. Credință însemnează să primești ceva făcut. De aceea nu se poate prin fapte, doar prin credință. Adică nimeni nu se poate propulsa prin propria lui putere, capacitate, resursă. Nu se poate niciun om arunca în cer prin faptele lui. Singura metodă este credința în Domnul Iisus. Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, credință nu însemnează, încă o dată repet, să faci ceva, ci să primești ceva făcut. Binecuvântat să fie el. De aceea nu mai predicați o evanghelie că dacă vrei să ajungi în cer, trebuie să te lași de fumat, trebuie să te lași de băut, trebuie să te lași de curvie, trebuie să te lași de... Nu e adevărat, oameni buni. Asta nu este evanghelia, asta nu e nicio veste bună. Să vii să-mi spui că trebuie să mă las de curvie, de băutură, de fumat. Pe ce veste bună e asta? Că eu oricum nu pot. Trebuie să-mi dai o veste bună. Evanghelia este vestea bună. Adică dumneavoastră trebuie să înțelegeți.
Tot Vechiul Testament prezintă legea. Legea este pretenția pe care o are Dumnezeu la om să ajungă la el. Și acum vreau să vă întreb. Dumnezeu locuia în Sfânta Sfintelor. Cât ajungeau acolo? Și ăla era legat cu funia. Dumneavoastră puteți înțelege. Adică niciun om nu a fost capacitat să împlinească pretenția legii de a ajunge la Dumnezeu. Nimeni nu putea ajunge la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a văzut neputința noastră și a coborât El la noi pe o singură cale. Prin Domnul Iisus. Foarte mulți oameni spun că indiferent pe ce cărare te urci, principalul este să ajungi în vârful muntelui. Trebuie să înțelegeți, vă dau o veste proastă. Dumnezeu nu este în vârful muntelui. Da. Prin religia baptistă, penticostală, ortodoxă, puteți să ajungeți la un nivel înalt de moralitate. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu nu e în vârful muntelui. Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. Amin. Și dumneata, poți să ajungi în vârful muntelui, dar nu poți să ajungi la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a văzut neputința ta și a coborât El la noi pe o singură cale, nu pe mai multe cărări. Și calea asta se numește Domnul Iisus Hristos. Amin. Așa că toți dintre dumneavoastră puteți ajunge în al treilea cer dacă credeți în Biserica Baptistă. Amin? Vezi cum v-am păcălit. Păi m-am chinuit aici 10 minute și ziceți amin la ceva care nu-i. Nu. Nici prin Biserica Baptistă, nici prin Biserica Penticostală, nici prin Biserica Ortodoxă, doar prin credința în Domnul Iisus. Amin. De aceea, Domnul Iisus îi surprinde, vin la el și îi pun o întrebare, zice, care este cel mai mare în împărăția cerului? Acum mai vreau să vă întreb, dacă vă duceți la primărie și întrebați cine e cel mai mare aici, ce vi se răspunde? Primarul. Dacă vă duceți la școală și întrebați cine e cel mai mare aici, ce vi se răspunde? Dacă vă duceți în armată și întrebați cine e cel mai mare aici, ce vi se răspunde? Generalul. Dar toți ăștia au făcut ceva să ajungă acolo. Generalul, primarul, directorul, toți au făcut ceva să ajungă acolo. Și ăștia i-au pus întrebarea Domnului Iisus, cine va fi cel mai mare? Generalul, eroul, profesorul, directorul, primarul. Și Domnul Iisus îi surprinde, cheamă la el un copil mic. Ce vine acolo? Și zice, dacă nu o să vă faceți ca un copil mic, cu nici un chip nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Acum eu vreau să vă întreb, ce face un copil de 2 ani să mănânce mâine? Ce face? Nu mă mănâncă. Nu face nimic. Cine face? Păi dumneavoastră trebuie să înțelegeți, a făcut Dumnezeu tot. Dumneavoastră trebuie numai să consumați, numai să gustați ce a făcut Domnul. Pentru că oricum nu puteți face. Auziți ce zice la Psalmul 34? Gustați și vedeți ce bun este. Ce scrie după aia? Ferice de omul care se încrede în el. Adică a te încrede în Dumnezeu înseamnă efectiv să guști din Domnul. Acum eu vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră gustați dintr-o portocală, ce intră în dumneavoastră? Vitamine de portocală. Dacă gustați un măr, ce intră? Vitamine din măr. Dacă gustați o banană, vitamine din banană. Dacă îl gustați pe Domnul, ce intră în dumneavoastră? Tot ce are Dumnezeu. Tot ce a făcut Dumnezeu. Tot ce a făcut Iisus pe cruce, intră în dumneatale prin credință. Ascultați-mă, eu am încercat 6 ani de zile. Dacă vreți dumneavoastră să încercați, puteți să vă spargeți capul ca și mine. Am încercat 6 ani de zile să mă las de anumite păcate în viața mea care le aveam și știam că nu-i placul lui Dumnezeu. Și am zis, nu, nu se poate, eu trebuie să ajung în vârful muntelui. Și am încercat, ascultați-mă, cu cât încercam mai mult, cu atât mă duceam în jos mai tare. Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, oricine dintre dumneavoastră încearcă să țină legea, se va trezi mai adânc. Pentru că legea îți arată caracterul lui Dumnezeu, dar nu îți dă putere. Și numai atâță poftele din tine și cu cât știi că asta n-ai voie, asta n-ai voie, asta n-ai voie, cu atât te duci mai jos, mai jos. Și eu 6 ani de zile. Și am gata cu discoteca, gata cu chefurile, gata cu păcatele. Și sâmbătă mă trezeam mai mocir. Și iar încercam de luni, gata, nu se mai poate așa. Și iar cădeam. După vreo 6 ani, parcă m-a bătut Dumnezeu pe umăr și m-a întrebat, mai poți? Și am zis, nu. Vezi, Dumnezeu, vrei să crezi în mine? Și am zis, mă predau. Dumneavoastră știți ce înseamnă predare? Dumneavoastră nu trebuie să faceți nimic, trebuie numai să vă predați. Acum eu vă întreb, care armată se predă? Aia învingătoare sau aia învinsă? Deci ce însemnează predare? Dumnezeu nu așteaptă să poți, așteaptă să ridici mâinile, să te predai, să recunoști că ești bătut de satana, să recunoști că ești înfrânt și să crezi că Iisus Hristos l-a bătut pe diavolul la Golgota. Amin. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Asta însemnează credință, efectiv, să guști, să mănânci, să consumi, să intre în tine tot ce a făcut Hristos. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, din punct de vedere biblic, nu există niciun caz în Sfânta Scriptură în care cineva să creadă în Iisus și Dumnezeu și cerul să nu valideze credința în Iisus cu putere.
Deci dacă n-ai primit o putere să ieși din viața de păcat, să ieși din lume, problema dumneatale este că nu ai crezut în Domnul Iisus. Asta e problema de fond. De-aia spune, fără credință, e cu neputință. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Orice om, eu dacă ies pe stradă și întreb pe toți care trec pe drum, băi, crezi în Iisus, ce zic? Asta e o credință teoretică. Credința adevărată în Iisus transportă din El în tine putere. Păi vă dau numai un caz din Scriptură. Gândiți-vă dumneavoastră la o femeie de scurgere care dintr-o dată vine o credință și zice, dacă mă duc prin spate și mă ating de poala hainei lui, voi fi vindecată. Și se duce și se atinge. Și Domnul Iisus se oprește și întreabă, cine s-a atins de mine? Și oamenii zic, păi toți suntem pe lângă tine. Dar zice, nu, de mine s-a atins cineva cu credință, pentru că a ieșit din mine o... Acolo erau sute de oameni, dar puterea s-a dus numai spre o persoană. Dumneavoastră aceștia sunteți 10. Dar trebuie să înțelegeți, numai ăla care crede în Iisus primește putere. De aceea, dacă dumneavoastră nu aveți putere să ieșiți din păcate, trebuie să știți că puterea este a lui Dumnezeu. Dumneavoastră trebuie efectiv doar să credeți în Iisus. Amin. Nu mai încercați altceva. Deci dacă sunteți prieteni aici, vă rog eu frumos, după 6 ani de zile de luptă, în momentul când m-am predat și am crezut în Iisus, eram într-o garsonieră care nu era a mea cu o Biblie în mână și parcă mi-au crescut niște aripi. Păi parcă îmi venea să zbor. Mă gândeam, Doamne, ce-i cu mine? N-am câștigat niciun meci, că eu am fost fotbalist, am fost sportiv, asta a fost meseria mea. Zic, n-am câștigat niciun meci, n-am băgat niciun ban în buzunar, n-am fost cu nicio fată la cofetărie. De unde e bucuria asta, fericirea asta, fără motiv? O fericire și o bucurie de venea să sară în sus fără motiv. Eu nu știam că n-am fost la evanghelizare ca dumneavoastră. M-am dus după aia la discotecă. Și la ușa discotecii am început să plâng și n-am mai putut să intru acolo. Pentru că toate lanțurile de pe mine au căzut jos. Dumneavoastră înțelegeți? Credința în Iisus îți oferă putere. Amin. Și este singura șansă de a ajunge să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu în Sion. De aceea creștinismul nu începe cu un fă, ci începe cu un făcut. Ia gândiți-vă dumneavoastră la dimineața învierii, femeile s-au dus să facă ceva pentru Iisus. Surpriză. Era totul făcut. Dumneavoastră înțelegeți? Deci trebuie doar să te predai și să crezi în Domnul Iisus Hristos. Nu vă cheltuiți banii, nu alergați pe nu știu unde, că nu se poate. Numai prin credința în Domnul Iisus. Amin. Acum, pune, te rog, versetul 7, dacă poți, din Psalmul 84, ca să trecem la locul al doilea. Deci am spus că am întors ordinea locurilor. Deci, cum putem ajunge în al treilea cer? Prin credința în Domnul Iisus. Deci, dacă noaptea asta muriți și ați crezut în Domnul Iisus, ajungeți în cer. Dar, dacă nu muriți și mai trăiți o zi, o săptămână, o lună, un an, 10 ani, uitați ce zice aici. Ei merg din putere în putere. Ca un pitic, ca un copil mic. Dacă nu moare noaptea asta și are 4 kg, peste un an, câte kilograme trebuie să aibă? Tot 4? Eu aud o grămadă prin biserică care zice, băi frate, ce puternic eram acum 15 ani și acum am slăbit. E ca și cum să naște un copil de 5 kg și peste un an are 4 kg. Peste un an are 3 kg. Zice, bă, odată aveam 5 kg, dar tu, eu tot în regres, bat. Păi nu, auzi ce zice, e merg din... Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, aici e participarea noastră. În dezvoltarea puterii, în naștere. Mi-a zis cineva într-o biserică, zice, frate, Mihiță, să nu mai predice așa ceva. Că ăștia chiar cred că nu trebuie să facă nimic. Auzi, ai zis nimic. Și eu zic, nimic. Și îl întreb pe el, bă, tu ce ai făcut să te naști din burta lui maică ta? Zice, nimic. Na, tot așa e și aici. Ca să te naști din nou, nu trebuie să faci nimic. Face părintele tot. De-aia se numește naștere din Dumnezeu. Dacă nu ești născut din Dumnezeu, din nou, asta o face Dumnezeu. Dacă tu crezi și recunoști că ești păcătos și te predai. Asta e problema noastră. Am fost unul la noi în zonă și a adus o grămadă de bani la biserică. Și eu zic la păstor, zice, să mă trece și pe mine în registru. El nu era pocăit. Deci, oricum, eu aici vin la voi. Și dacă mor, se întâmplă ceva, mă îngropați voi. Uite, dau o grămadă de bani și mă treceți în registru. Și păstorul, foarte înțelept, eu zice, uite, fac lucrul ăsta, dar avem slujbă acum. Te rog frumos să ieși în față și să spui că ești un mare bandit în orașul ăsta. Și el se uită la păstor și zice, domnul păstor, pe dumneavoastră știți cine sunt eu? Să iați banii și du-te acasă. Dacă nu ești în stare să te predai, să arăți tuturor că ești un tâlhar, un păcătos, nu poți fi mântuit. Pentru că Iisus a venit să mântuiască pe cine? Pe cei păcătoși. De aia trebuie să te predai. Nu se poate fără predare. Da, sunt vinovat, sunt învins, sunt bătut, sunt în eșec, sunt în faliment, dar cred că Iisus are milă de mine. Și ești salvat, ești mântuit. Ei, dar acum te-ai născut și trebuie să te dezvolți în putere, să crești din putere în putere. Acum trebuie să înțelegeți.
Locul unde se dezvoltă puterea este la versetul 6. Pune-te, rog, versetul 6 în spate. Când străbat aceștia valea, ei trebuie să înțelegeți, locul unde se dezvoltă om în putere este valea plângerii. Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, puterea se dezvoltă numai sub greutăți, numai sub încercări, sub necazuri, sub furtuni, sub presiuni. Uitați-vă la ăștia din lume. Dacă vor să facă mușchi, să crească în putere, unde se duc? La sapă. Dar și la sapă se poate. Și la sapă, cu sacul în spate, cu căruța, cu calul, poți să te dezvolți în putere. Dar dacă nu mai e sapă, ăștia au sală. Și la sală, ca să se dezvolte în putere, ce ridică? Numără bani? Acum vreau să vă întreb, ați văzut un om care numără bani, 100 de euro, 200, să-i crească mușchii? Păi dumneavoastră trebuie să înțelegi, nu te poți dezvolta în putere numărând bani, ci ridicând greutăți. Deci ăștia se duc antrenament după antrenament, cu cât ridică mai multe greutăți, mai multe greutăți, mai multe greutăți, cu atât se dezvoltă în putere, se dezvoltă în putere. Păi și spiritual este la fel. Dacă vrei să te dezvolți în putere, aici este participarea ta, ca să ajungi un greu spiritual, să ajungi un sfânt, să ajungi la excelență, trebuie să-ți dai toată participarea ta. Și trebuie să înțelegi că vei trece prin greutăți, prin suferințe, prin necazuri. Păi auziți ce spune Scriptura? Fraților, să priviți cu o mare bucurie când treceți prin felurite stațiuni, restaurante, hoteluri, excursii, croazieri, nu? Dar dumneavoastră unde vă bucurați? Ce să priviți cu o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Chiar vă bucurați acolo? Nu-i mai fain la ospăți. Nu-i mai fain la restaurant. Cum să fie fain sub greutăți? Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, zice, să priviți cu o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, pentru că numai așa vă puteți dezvolta în putere. Ei, cei mai mulți oameni din biserică care au crezut în Iisus, își pierd credința în valea asta. Pentru că ei au crezut în Iisus, dar nu înțeleg că trebuie să devină niște grei spirituali. Și trebuie să crească în putere și trebuie greutăți asupra lor și îi pun întrebări lui Dumnezeu. Doamne, unde ești? Ce faci? De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și își pierd credința aici. Ei, dumneavoastră, ca să nu vă pierdeți credința în Iisus, trebuie să înțelegeți că deși am fost mântuiți, va trebui să trecem ca să ne experimentăm, să ne maturizăm, să creștem în greutate, trebuie să trecem prin felurite încercări. Auziți alt verset. Îl spune Domnul Iisus. În lume veți avea mulți bani, mașini, case. Ce veți avea? Necazuri, oameni. Dar de ce nu înțelegem că Scriptura e așa de simplă? Vom avea parte de încercări, vom avea parte de necazuri, vom avea parte de furtuni. Vom avea parte de presiuni. De ce? Pentru că Dumnezeu nu ne iubește. Noi acolo ne pierdem. Nu mă iubește Dumnezeu. Ba, Dumnezeu te iubește, dar vrea să devii mai puternic. Eu nu vorbesc acum despre consecințele din cauza păcatului, ci vorbesc din faptul că tu ai crezut și ăia din lume, când o să treci prin greutăți, dacă tu te-ai predat și ai crezut în Domnul Iisus și vine încercarea peste tine, o să zic că ai văzut și o lăsat religia, l-a bătut Dumnezeu acum. Nu! Nu-i credeți, că ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Deci în momentul când treci prin încercări, treci pentru că trebuie să te dezvolți în putere. Doamne, ai milă de noi. Păi uite, dumneavoastră, dacă vreți să vă cumpărați o mașină, un camion, un tir, cum faceți să încercați rezistența, puterea motorului? Eu știu. Duceți tirul pe un deal în sus și îi dați drumul la vale. Și dacă merge bine la vale, îl cumpărați. Așa faceți. Păi, mă, oameni buni, la vale merg toți bine. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cât e vară, toate uscăturile stau în pom. Numai când vine furtuna, pică doar uscăturile. Deci alea nu mai rezistă la furtună. Numai ce a fost înrădăcinat. Înțelegeți? Ei, dumneavoastră, n-ați auzit cum se verifică capacitatea unui motor? Îi pui greutate maximă și pe drum în sus. Ați auzit cântarea asta? Drumul slavei al puterii trece pe la Mamaia, pe la băile Felix, pe la băile Herculane. Pe acolo trece. Păi și atunci de ce nu înțelegem asta? Drumul slavei al puterii trece și pe la cruce. Credincioșii pot în genunchi. Dumneavoastră puteți înțelege. Drumul slavei, drumul puterii este în sus cu greutatea pe tine. A mers Hristos cu crucea pe spate și o să mergi și tu. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dragii mei, greutățile, suferințele, necazurile o să vină peste noi pentru că ne apropie mai mult de Dumnezeu. Ne fac mai maturi, ne cresc în greutate. Uite, dumneavoastră aveți și copii aici, Domnul se binecuvântează. Vreau să vă întreb. La copiii dumneavoastră, unde le place mai mult? În vacanță sau la școală? În vacanță. Și acum vreau să vă întreb. Hai să facem o grevă la Ministerul Învățământului, toți părinții, să se schimbe lucrurile. 3 luni de zile să fie școală
și 9 luni vacanță. Pentru că vor copiii noștri. Nu vreți dumneavoastră ăștia mari. Mă, interesant, mă, dar ce fel de oameni sunteți? Să vă chinuiți copiii în halul ăsta? Mă, adică cum copilul vrea 3 luni de școală, 9 de vacanță și tu, părintele, vrei 9 de școală dacă s-ar putea și după aia să-i dai ore. Da, măcar să facem o grevă, bun, dacă e 9 luni de școală, măcar să facem grevă, să spunem, domnule, să se facă o întorsătură. 50 de minute să fie la școală pauza și 10 minute ora. Nu-i mai fain pentru copiii dumneavoastră? Eu uite copiii, ei sără la mine acum, cei mai bucuroși. Zice, bă, de unde a apărut ăsta? E un extraterestru. Păi dumneavoastră, părinții, de ce nu vreți ce vor copii? Pentru că dumneavoastră aveți altă minte. Și te duci dimineața și scuturi pe fiul tău la 7 și du-te la școală. Și fiul tău zice, mami, da, te rog, azi n-aș vrea să mă duc, las. Băi, dacă mai vin o dată la tine. Dar de ce te porți așa cu fiul tău? Dumneavoastră știți ce zice Asaf, dirijorul de la templu. Deci era să mi se îndoaie piciorul și să cad. Ce mă uitam la cei răi, le merge bine. Și eu în fiecare dimineață sunt lovit. Păi unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? Dumneavoastră înțelegeți? Tu pentru că faci parte, ești copilul lui Dumnezeu și trebuie să crești în greutate, Dumnezeu va îngădui peste viața ta foarte multe lucruri pe care nu le pricepi, nu le înțelegi. Și uitați-vă, copiii când se duc la școală, la ora de matematică, ce le dă profesorul să rezolve? Probleme. Eu vreau să vă întreb, dacă profesorul știe răspunsul, de ce îl mai chinuie pe copil? Doar profesorul știe răspunsul. Dar de ce nu-i dă direct răspunsul? De ce îl chinuie? Pentru că numai așa se poate dezvolta, rezolvând probleme. Avem un doctor în matematică la noi în comună, fiica lui rezolvă cele mai multe probleme de matematică. Pentru mine e un paradox. Taică-mi e doctor în matematică și în loc să-mi dea răspunsuri, îmi dă probleme. Acum eu vreau să vă întreb pe toți de aici, are Dumnezeu răspuns la toate problemele dumneavoastră? Și știți ce o să fac? În loc de răspuns vă mai dă o problemă. Aici o să picați. Că noi avem o problemă și cerem un răspuns. Doamne! Și mai fraților, post, rugăciune, grupuri, stăruințe. Și zice o cântare, când aproape am fost de mal, a mai venit un val din larg și m-a dus în depărtări mai mari. Și atunci nu mai înțelegi pe Dumnezeu. Unde e Dumnezeu? Păi dacă e Dumnezeu suveran, am nevoie de un Dumnezeu să-mi rezolve problemele, nu să-mi dea probleme. Dar de ce ne lasă Dumnezeu în probleme? Pentru că numai așa ne putem dezvolta. Uite, dumneavoastră știți Psalmul 23. Pune-te, rog, Psalmul 23, că vorbim din sală acum. Dumneavoastră știți, Domnul este păstorul meu. Dar de unde știu eu că Domnul e păstorul dumneavoastră? Cum mă convingeți? Numai așa cu gura? Păi și copiii știu să zică fraza asta. Ei, dacă Domnul este păstorul tău, sunt două efecte. Pune-te, rog, versetul 6. Sunt două efecte la versetul 6, dacă fericirea și îndurarea mă vor însoți când? În toate zilele. Acum, să fiți sinceri, sunteți fericiți în fiecare zi? Păi atunci înseamnă că nu-i Domnul păstorul dumneavoastră. Aici spune, dacă e Domnul păstorul tău, vei fi fericit în fiecare zi. Dar de ce nu suntem fericiți în fiecare zi? Pentru că nu înțelegem cum se derulează zilele vieții. Ei, Psalmul 23 nu face altceva decât să arate cum se derulează viața cuiva. Acum pune versetul 2, să vedeți cum se derulează viața. Șata, șamia. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Eu vreau să vă întreb, vara când e cald, unde vreți să vă duceți? În concediu unde? Uite aici la stațiune. Deci versetul 2 prezintă faptul că există momente în viață când Dumnezeu efectiv te cazează la stațiune, la hotel de 5 stele. Adică Dumnezeu se poartă așa de frumos cu tine, încât ești ca un campion. Efectiv, puternic, toate lucrurile îți merg bine, copiii se duc la școală, afacerea merge. Deci totul este extraordinar, este stațiune. Și ascultați-mă, Dumnezeu câteodată e așa de bun cu noi, că ne dă momente de vis și ne cazează efectiv la stațiune. Pune și versetul 3. Eu zice la versetul 3, la partea finală, și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina lui Dumnezeu. Adică nu-i nimic, nicio cărare nu-i strâmbă, nicio curbă, nicio denivelare. Totul-i drept! Și în momente în viață la stațiune, totul-i drept, totul-i merge bine. Și te întreabă oamenii, bă, dar cum îți merge așa de bine? He, cum? M-am pocăit, Domnul-i păstorul meu! Numai fiți atenți ce urmează acum. De la stațiune, de la momentele de vis, la versetul 4, ce zice? Chiar dacă ar fi să umblu, uite așa se derulează viața. Momente de vis. Campion, frumos, sănătos, copii, totul-i drept. Și dintr-o dată, într-un minut, treci în momente care te îngrozesc. Parcă nu-ți vine să crezi. Ce caut aici? Ce caut în valea umbrei morții?
Ascultați-mă, un singur verdict medical, o analiză, o scrisoare, un telefon, o veste. Am stat cu oameni la masă care vorbeau de telefon și odată cu telefonul că muri nu știu cine. Gata! De la bucurie te-ai dus. Ei, problema este că momentele de vis, noi zicem, Domnul este păstorul meu. Dacă treci prin Valea Umbrei Morții, te întrebi. Dumneavoastră, nu știu dacă aveți oi careva. Dumneavoastră ați văzut un păstor să-și bage oile în Valea Umbrei Morții. Nici un păstor nu face asta. Păi ce fel de Dumnezeu avem noi? Ce păstor avem noi? Să ne lase în Valea Umbrei Morții. Păi de ce? Că el ne poate scoate. De ce ne lasă acolo? Pentru că frica de moarte nu poți depăși decât față în față cu moartea. Ați înțeles? Și trebuie să devii puternic. Când vine moartea la tine, să faci ce-a făcut Simeon. S-a uitat la Doamna îmbrăcată în negru și a zis, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne. Ce pace, ce liniște înaintea morții. Asta se numește puternic. Dar cum să fii tu puternic? Trebuie să treci. Sunt momente pe care nu le înțelegi în viață și nu le vei înțelege. Dumneavoastră știți finalul povestirilor biblice, dar oamenii care au trecut aici în Biblie prin greutăți, ei n-au știut finalul. Păi puteți dumneavoastră să-mi spuneți, de exemplu, în Scriptură, de ce o fată cu numele Hadasa trebuie să-și piardă părinții, să-i moară și să fie crescută de vărul ei? Dumneavoastră știți ce înseamnă să crești cu un handicap major, să fii orfan? Eu vreau să vă întreb, unde a fost Dumnezeu? Unde a fost Dumnezeu? De ce i-au murit părinții? De ce a rămas orfană? Vreau să vă întreb, știți ce a ajuns steara? Păi dumneavoastră chiar credeți că o să ducă Dumnezeu pe cineva să domnească fără să treacă prin valea asta? De-aia spune că toți slujitorii trebuie să fie nu școlați. E bine și școlat, dar trebuie să fie încercat. Adică e bună și școala, dar dacă n-ai experiența, uite, eu vin de la Deji, mai aproape de Cluj, vreau să vă întreb, când aveți cancer și vă duceți la Cluj să vă opereze și vă preia un rezident și zice rezidentul, vă operez eu că am terminat școala, vă lăsați? Că e școlat. Vă lăsați? Dar de ce? Cine vreți să vă opereze? Profesor, conferenția, dar de ce? Pentru că ăsta rezidentul de emoție uită bisturiu în burtă. Ăla la alt are 1000 de operații la activ și ăsta trebuie să crească lângă ăla. Trebuie să fie încercat. Nu urcă Dumnezeu pe nimeni dacă nu este un om încercat. Depinde dacă vreți să deveniți grei, dacă vreți să deveniți sfinți, dacă nu Dumnezeu să vă lasă în pace. Dar dacă vreți să deveniți niște grei spirituali, Dumnezeu va băga degetele în voi, va pune pe roata de olar și vă va face după voia Lui. Va tăia cu bisturiu și va scoate tot puroiul și cancerul și va ieși din tine până nu rămâne decât totul curat. Dacă nu vrei, Dumnezeu te va lăsa. Dar eu am venit să-ți prezint ce vrea Dumnezeu. Nu e asta ați auzit de Iosif din Vechiul Testament. Puteți înțelege un copil de 17 ani pentru care vise să fie trădat, înșelat, vândut, drept recompensă că nu s-a culcat cu nevasta patronului lui, primește câțiva ani de pușcărie. Eu vreau să vă întreb, unde e Dumnezeu? Adică derbedeii stau pe stradă, n-au nimica și tu pentru că ai vrut să te păstrezi curat, să nu te culci cu nevasta patronului tău, primești câțiva ani de pușcărie. Unde era Dumnezeu? Vreau să vă întreb, ce a ajuns Iosif? Prim-ministru. Dumneavoastră puteți înțelege că Dumnezeu nu duce pe nimeni așa, dacă n-a trecut așa. Noi nu ne vom dezvolta în putere nici în stațiuni, nici în hoteluri, nici în restaurante, nici numărând bani, nici plimbându-ne cu mașina, ci prin greutăți. Așa că o să treci și prin Valea Umbrei Morții, dar zice aici, nu mă tem de niciun rău că tu ești cu... Nu-l vezi tu, dar el e cu tine și acolo. Mă trebuie să treci pe acolo. Și Iosif a trecut și Estera, dar Dumnezeu a fost cu ei. Dar pune și versetul următor. Și tu mi-ntinzi masa în fața potrivnicilor mei. Fiți atenți, nu-i suficient că ești în Valea Umbrei Morții. Mai stau unii pe deal și îți dau câte un bolovan în cap. Asta e prea de tot. Doamne, păi nu-i prea mult. Adică tot e o suferință, tot e un necaz, tot e o boală, tot e o tragedie, tot e un faliment, tot e un eșec și ăștia stau pe deal și mă lovesc. Păi vreau să vă întreb, unde-i Dumnezeu de lasă adversari și potrivnici în viața ta? Fiți atenți ce scrie aici. Deci sunt momente de vis în viață, treci în momente de groază, în Valea Umbrei Morții și ai și parte de momente de adversitate. Așa se derulează viața. Vis, groază, adversari. Dar eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de ce să stai la masă cu adversarii? Păi nu pot să fug. Ascultați-mă. Nimeni nu se poate dezvolta în putere decât în adversitate. Cu cât ai adversari, cu atât crești în putere. Eu am fost fotbalist. Știți ce fain era un meci în care fluiera arbitru și să nu fie nicio echipă adversă. Știți câte goluri puteam da? Câte vreau.
Câte vreau putem da. Problema era când era o echipă adversă puternică. În momentul ăla trebuie să reziști ultimile minute din viață, din meci, ca să nu iei gol în ultimul minut. De aceea trebuia să faci antrenament, să te dezvolți în putere, pentru că nu rezistai. Cu cât ai o echipă adversă mai puternică, cu atât e mai greu meciul, dar te dezvolți în putere. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu vă veți dezvolta în putere fără adversari. Uite, dacă sunteți tineri sau tinere, uite, fete la balcon, care sunteți căsătorite sau unde sunteți, aveți soacre. De ce credeți că le aveți? Să vă dezvoltați în putere. Dar să te uiți la bărbați, zici, băi, pe mine mă duci de aici, eu nu-ți mai stau cu soacră. Păi da, dar dacă nu stai cu soacră, o să vină vecinărea. O să vină colega la serviciu. Nu o să scăpați de adversitate, numai când vrea Dumnezeu. De aici zice să stai la masă cu adversarii, să nu te enervezi să dai cu masa, cu farfurile după ei, stai la masă până Domnul întinde masa și iasă spectacol în istorie. Dar noi nu avem decât circ. Noi nu mai avem ca grei din generația trecută spectacole. Ăsta așa pe jos, cu șobolanii pe lângă ei. Au rezistat, au devenit niște grei, au compus niște cântări grele. Noi nu mai suntem ca niște pufuleți. Ai o soacră rea, te-ai rupt. Nu știu ce a zis vecinul, e o penină în biserică, mă mul la alta. Păi tu crezi că la altă biserică nu-i penina? Oriunde te-ai duce, dai de ea. Că Dumnezeu îngăduie momente de adversitate. Uitați unde s-a dezvoltat David, lângă cine? Cine era adversarul lui? Saul. Și ce a făcut David? O sta la masă, i-a cântat, i-a purtat armele, i-a purtat războaiele și într-o zi a zis Dumnezeu, gata, întinde o masă. Și David a rămas în istorie. Uitați-vă la Iosif. După ce a fost trădat, vândut, înșelat, vin frații lui la el. Acum, eu dacă eram în locul lui Iosif, nu le ziceam ceva, numai le arătam așa. Dar Iosif nu a făcut nimic. Știți ce a făcut Iosif? I-a pus la masă. Știți cum i-a pus la masă? Exact cum stăteau acasă la tata și ei. Fii atent, ăsta ne-a pus la masă exact cum stăteam acasă la tata. Dar știți ce îmi place mie? Că pe dumneavoastră un telefon vă duce mai tare decât orice, și ca avionul. Lăsați telefonul să sune, ce aveți dumneavoastră? Dar asta e curiozitatea. Bă, de ce o fi sunat-o pe sora? Cine știe ce o avea? Bă, o avea ceva. Ce contează? Da? Unde am rămas? Spuneți. Am fost într-o adunare și s-a întâmplat tot un lucru de genul ăsta și zic, unde am rămas? Și cineva mai tupe, zice, ești la microfon, frate, stai acolo. Na. Asta așa, ca să ne descrețim un pic, poate e nevoie de toate lucrurile. Deci nu uitați, dragilor, nu vă puteți dezvolta decât în adversitate. Uitați-vă la David, uitați-vă la Iosif, uitați-vă la Hristos, uitați-vă la cine vreți dumneavoastră. De aceea așa se derulează viața și o să treci și dumneata prin valea umbrei morții, prin valea plângerii, dar nu cumva să-ți pierzi credința acolo și să crezi că Dumnezeu nu te iubește. Dumnezeu te iubește. Vrea să devii puternic, binecuvântat să fie. Amin. Mai vreți să ajungeți în cer? Amin. Na, trebuie să știți că acolo ajungeți prin credință. Dar dacă nu muriți în noaptea asta și mai trăiți un an, trebuie să vă dezvoltați în putere și puterea se dezvoltă în valea sub greutate, sub presiune, sub furtună și încercări. Și acum încheiem în seara aceasta cu ultimul loc, care de fapt este primul. Pune versetul 1 de la Psalmul 84. Ce cât de plăcute sunt locașurile tale. Și observați mențiunea care urmează. Doamne al oștirilor. Mențiunea asta se repete de 3 ori în text. Doamne al oștirilor, Doamne al oștirilor, Doamne al oștirilor. De ce? Pentru că Domnul are o armată de soldați. Și armata asta de soldați, oștirea lui Dumnezeu, trebuie cazată într-o unitate, într-o cazarmă. Și locul ăsta unde e cazată armata lui Dumnezeu se numește Casa Domnului. De aceea, trebuie să înțelegeți, Dumnezeu are o armată, are soldați și toată armata lui Dumnezeu locuiește unde? În unitate. Cei care ați făcut armată știți. De aceea trebuie să știți, ăsta e locul unde locuiește armata lui Dumnezeu. De aici plecăm în permisie. Dumneavoastră când ați fost soldați, unde ați locuit? La unitate, în cazarmă și când veneați aici, în ce veneați? În permisie. Tot așa, dacă ești un soldat adevărat al lui Dumnezeu, îți place să locuiești în casa lui Dumnezeu. Aici te antrenezi, aici te instruiești. Aici este popota unde mănânci, aici este infirmeria unde îți legi renele, pentru că vei pleca în misiune în Valea Plângerii și e greu de crezut că vei traversa Valea Plângerii dacă nu te-ai antrenat și n-ai învățat toate lecțiile. Dumneavoastră vă place instrucția. Hai să vă dau niște ordine așa din armată. Culcat! Vă place? Târâș, marș! Păi dumneavoastră chiar aveți impresia că o să traversați Valea Plângerii cu mâinile în buzuran mestecând gumă? Stați liniștit. Dacă ne-ați învățat culcatul aici și târâși marș, nu o să treceți Valea Plângerii. De aceea, dacă ești soldat adevărat, aici trebuie să locuiești.
Aici trebuie să te instruiești. Aici trebuie să te antrenezi, pentru că vei pleca în valea plângerii și nu știu dacă o vei depăși și o vei traversa dacă n-ai fost la toate lecțiile și la toate antrenamentele. Eu am auzit că unii au urmărit finala de la Qatar la televizor, la aici, pe ecran. Eu le-aș da o sugestie. Când trec ăștia valea plângerii, să-l sune pe Messi. Domnul Messi, am o problemă. Vreau să mă rezolvați. Du-te! Adică cum tu ai stat la grătar și te-ai uitat la finală și după aia am trimis bilet să postesc eu? Păi sună-l pe Messi, mă. Sună-l pe Ronaldo. Nu merge, mă, cu grătarele duminica după masă și cu meciuri de fotbal. Înțelegeți? Păi dumneavoastră credeți că ăia din Ucraina, soldații, stau la grătare după când aud biserici duminica după masă și că nu mai fac program. Ești la grătare, la iarbă verde. Păi bă, omule, tu nu o să faci instrucție aici, că vine Putin păstă tine. Nu Putin ăsta din Rusia, ălalt. Tu te duci, n-ai probleme. Nu merge. Eu, de exemplu, eu am făcut armată, dar n-am fost niciodată soldat. Nu știu dacă știți cum e asta. Când eu eram în lume, v-am spus că eram sportiv, fotbalist, și când aveam o patimă, nu puteam să mă las nici de discotecă, nici de muzică populară. Nu știu dacă știți ce înseamnă când auzi o rogoată de la 100 de metri să le zice, păi, așa. Să te duci la cămin să trebuiască să le joci nevestele lui alții, ăștia erau la aparate și eu trebuia să le joc. Deci o patimă, o pasiune, ca și fumat, ca și băut, ca orice. Discoteca, dacă se putea să o închizi, nu era nicio problemă. Și acum gândiți-vă dumneavoastră, mă cheamă pe mine în armată, știți când mă cheamă, dar puteți să ieșiți afară, să răspundeți, că poate chiar e cineva care are nevoie de un răspuns. Nu e nicio problemă. Când m-au chemat pe mine în armată, m-au chemat exact în data în care la mine în sat era un mare chef. Dura două zile, două, trei zile cheful. Și eu m-am gândit, nu știam eu ce e armata, și eu m-am gândit, bă, ei cu armata lor și eu cu cheful meu. Și nu m-am dus în armată. M-am dus la chef, m-am dus la muzică populară, m-am dus la discotecă, m-am dus de treabă. Sună telefonul la vecin, că nu erau telefoane atunci ca acum, sună telefonul la vecin și mă duc, răspund, probabil că era un ofițer, Mihăiță Dănilă, da. Unde trebuia să fiți? Zic, eu la București, în armată. Și dar de ce nu sunteți? Dar eu zic la telefon, mă doare măseaua. Dar ăla zice de la telefonul ăla, zice, auzi, dacă dimineață nu ni s-a raportat că ești la unitate, venim cu dubă. Bă, oameni, când m-auzi de dubă, când m-auzi de lanțuri, m-am făcut bagajul și m-am dus la București. Dar pe toți pereții scriam A-M-R. Știți ce înseamnă A-M-R? Înseamnă că îți place. Înseamnă că îți numeri zilele. Ei, așa suni la biserică. Vezi copii de pocăiți și zice, taică-să, băi, pe evanghelizare, tu nu mergi la biserică. Nu, că înseamnă, băi, dă-i drumul, mă, dă-i drumul, mă, și cu duba, cu lanțul, el vine aici. Dar el se uită la ceas. A-M-R 10 minute. A-M-R 5 minute. El are alte lume, el nu-i soldat. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, un soldat adevărat pune înapoi aici, cât de, auziți, eu vă pun o întrebare, aici e un semn de exclamare, cât de plăcute sunt locașurile tale? Ascultați-mă, dacă aveți un loc unde vă place mai mult decât aici, e greu de crezut că veți traversa Valea Plângerii. Dacă ați fost în vreun loc și v-a plăcut mai mult ca în casa lui Dumnezeu, un soldat nu se poate simți mai bine undeva decât în cazarmă, decât în unitate. Noi când ne-am eliberat, pentru că n-am fost soldați adevărat, am făcut petrecere. Altul vedea în armată cum aleargă, cum pune mâna pe armă, cum ochește, cum trage. A rămas toată viața în armată pentru că era soldat adevărat. Cât de plăcute sunt locașurile tale. Pune și versetul 2. Ia uite la versetul 2. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Pune mai departe. Deci, până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune pui. Fiți atenți, pasărea este ființa care poate să-și facă locuință unde vrea. Dacă vrea să-și facă la București, se face la București, dacă vrea la Timișoara, pentru că zboară. Dar pasărea se gândește, zice, unde să-mi pun eu puii și cuibul? Zice, casa lui Dumnezeu. Să fie o pasăre mai inteligentă decât omul. Să nu înțelegem că aici este ocrotirea. Aici Dumnezeu ne învață lecțiile. Doamne, ai milă de noi. Tânjim noi de dor după curțile Domnului, când ai intrat în curte, te-a apucat așa o furnicătură să ridice părul pe tine, că intri în armata lui Dumnezeu. No. Pune și versetul 10. 10. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Știți ce scrie aici? Gândiți-vă că vine un patron aici la dumneavoastră, la nepos, și angajează muncitor și îi plătește într-o zi cât plătesc ceilalți în 3 ani. Cum ar fi la birou? Dacă ar veni un patron să plătească într-o zi cât plătesc ceilalți patroni în 3 ani,
Cum ar fi la biroul ăsta de angajare? Na, asta zice Dumnezeu că face. Cum vedeți dumneavoastră că e la casa Domnului? Vedeți că e coadă? Poate în seara asta că e evanghelizare. La săptămâna viitoare, nu știu dacă mai e tot așa. Dar de ce nu se înghesuie oamenii? Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu are dreptate. Dacă o zi o trăiești în casa lui Dumnezeu, dar cu dor, inima, carnea, nu așa, numai că stai în biserică cu mâinile așa. Eu am văzut câteodată, dacă v-aș pune poze pe pereți, pe videoproiector cu imagini de biserică, să vezi câte o soră, îi se întoarce baticul așa. Zic, bă, una a murit. Dar nu-i moartă. Ea e stoarsă. Păi nu așa, dacă tu vii așa o zi, Dumnezeu îți dă 3 ani. Nu, dacă vii cu toată patima, cu tot dorul, carnea, totul e pentru Dumnezeu o zi. Te recompensează Dumnezeu că 3 ani în altă parte. Deci, dragilor, hai să le punem în ordine corectă. Dumnezeu are o armată de soldați, o oștire. Și va trebui să înțelegeți un lucru uimitor, formidabil. El, Hristos, este singurul general care recrutează în armata lui handicapați. Peste toți generalii recrutează numai elite. Numai el zice, veniți la mine, trudiți, împăvărați, bețivani, tâlhari, curvari, și te bagă în armata lui. Dar dacă faci parte din armata lui, trebuie să fie un loc unde trebuie să locuiești. Casa lui Dumnezeu. Dacă te-ai antrenat, vei traversa Valea Plângerii și într-o zi vei ajunge în Sion. Da? Lăsați că se închide el singur după slujbă. Da. Dragilor, vă doresc să faceți parte din armata lui Dumnezeu. Amin. Nu uitați, în cer se poate ajunge numai prin credința în Domnul Iisus. Predă-ți viața, pune-te în mâna Lui. Așa cum ești în falimentele tale, Dumnezeu te primește în armata Lui. Dar nu uita, un loc unde trebuie să locuiești, casa Domnului. Un loc pe care trebuie să-l traversezi, Valea Plângerii. Și un loc unde trebuie să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu în Sion. Haideți să ne ridicăm, că diavolul ne-a cam sunat în seara asta de multe ori, da? Doamne, ne închinăm în fața Ta în seara aceasta. Mulțumim că Tu ești peste toate lucrurile. Te rog să nimicești orice lucrare a diavolului. Te rog, Doamne, să biruiești prin crucea de la Golgota orice duh potrivnic, orice duh întunecat, Doamne, și în numele Domnului Iisus să dai biruință. Dincolo de toate lucrurile, cuvântul Tău poate pătrunde în inima omului și Duhul Sfânt poate să facă o explozie în orice inimă. Doamne, Te rog, nu lăsa ca oamenii să nu înțeleagă cuvântul acesta. Au ridicat mâna în seara aceasta că vor să ajungă în cer, în Sion. E un loc de vis unde nu există lacrimi și unde ajungem doar prin credința în Domnul Iisus. Ajută-ne să ne predăm Ție, Doamne. Să recunoaștem că suntem în faliment, în eșec, învinși și Te rugăm să ai milă de noi. Dar dacă ne-ai recrutat în armata Ta ca soldați, ajută-ne aici să fie locul unde tresăltăm, unde tremurăm, unde ne aruncăm în fața Ta, unde învățăm lecțiile, unde ne instruim. Pentru că ne vom duce în Valea Plângerii și mulți dintre noi s-ar putea să fim înmormântați acolo. Doamne, nu ne lăsa! Poate chiar în seara asta a venit cineva în Valea Plângerii. Te rog, ai milă de acest suflet. Ajută-l să nu-și piardă credința. Sunt lucruri grele pe care nu le mai înțelegem. Trădări, înșelări, lucruri care ne aruncă cu fața în praf și în pământ și nu mai putem vedea și atâta ceață și confuzie. Doamne, dacă este cineva aici, nu-l lăsa în seara asta. Dă-i o ridicare, Doamne. Și ajută-ne să înțelegem că Tu ne iubești și ne treci prin astfel de lucruri ca să creștem în putere. Ajută-ne, Tată, într-o zi să